Salut! La sfârșit de lună am început de zis, aproximativ. Să observă luna asta am fost foarte productiv, la număr de însemnări, nu mă refer la calitatea lor. Poate de luna anterioară, când am fost blocat de laptopul ăla. Dacă de obicei încep cu alte scriptum. A răzbătut în presă ministru Anca Paliu Dragu și cu un secretar de stat amenință angajații la finanțe pentru că aceștia nu vor să ascundă cifrele lunare ale colectării. Mai știți că ne cerea să fim niște buni contribuabili și ne plătim dările. Ce să mai zic? Sau la alta, un film prost. Dar mi-a plăcut o replică, tot e bine. Unul făcuse niște treburi nasoale, rău de tot. Și atunci îl întreabă altul. Cum poți trăi cu asemenea lucruri? Tipul răspunde foarte candid. Dacă nu te gândești, poți. Tare mulți în România la ora actuală, care au făcut niște mari rahați, pot trăi foarte bine. Fiindcă nu se gândesc la rahațe. Au fost. Gata. Case closed. Vorba chestorului Șoric. Fost chestor. Sar la alta. O emisiune la Antena 3. Cred că cum ne o cheamă? Una Sonia Simonov, o blondă cu design. Ea, cred că ea era prezentatoarea. Și a invitat ca să ia cuvântul în problema dopajului la sportiv. O doamnă, Graziela Vârjeală, președintele Asociației Naționale Antidoping, și a pus o întrebare foarte așa. Ce părere aveți de faptul că sportivii români de la Rio au fost găsiți dopați? Și tipa aia tăia macarona scurt. Zice, nu toți sportivii de la Rio au fost găsiți dopați. Să are un invitat în platou, ci la canotaj. Și asta era tăia macarona. De la caiau canoe, echipa, atât. Mi-a plăcut cucoana. Și mi-a explicat foarte simplu ceea ce nu înțelegeau ei. Cum să fac controlele astea? Păi cum poți să intri într-o emisiune despre problema asta a dopingului să nu fii deloc pregătit? Păi uite, asta poate. Sonia Simonov. Și credeți că e vreuna de asta care a venit de la meteo? Nu. Campioană națională la biliard, campioană națională la not. Era cazul să știe în calitatea asta, de foarte sportivă, cum e cu dopingul. De-aia nu știa. Nu mă miră. De Halep a auzit toată lumea. Care e mândria noastră. Ești la un moment dat, în timpul unui meci, la junior. Și acum în top. I-a contestat o minge. Și atunci arbitrul i-a explicat cum scrie în regulament. Că Halep, care a ajuns la nivelul ăsta, habar n-avea ce scrie în regulament. Ce regulament? Ăla de tenis. Nu mă miră. În general, la sportiv, ăsta își dezvoltă masa musculară, nu masa intelectuală. Așa că e posibil ca să ajungi la
faci o greșeală dacă te uiți, de exemplu, în gura lui Hagi. La Hagi te poți uita cum dă cu piciorul în minge. Atât. La Năstase puteai să te uiți cum dă cu racheta în minge. Atât. Dar nu te uiți în gura lor. Au problemă cu asta. Sau la alta, vorbisem consemnarea anterioară de Mihai Sturzu, cântăreț cu peste 1000 de concerte, care vrea să ajungă primar la Brașov. Și întâmplător, tot pe la Antena 3, era o emisiune cu alt cântăreț, Adrian Daminescu. S-am ascultat o melodie, după aia am intrat puțin pe YouTube, l-am ascultat. E cu totul altceva. Ăla este cântăreț. Are o voce răspălăria. Inclusiv o melodie rap ardelenesc. Simpatică și asta. Și chiar una cu tentă patriotică, România. Dom'le, mi-a plăcut. Nu-i genul meu, dar mi-a plăcut. Ce comparație există cu Mihai Sturzu? Ambii sunt cântăreți, dar nu trebuie să tragă de șireturi. Cum poți să spui că Mihai Sturzu este pilot, la fel cum și unul care pilotează un supersonic e tot pilot. Deci pe undeva ei sunt așa, ambii sunt piloți. E o mare deosebire între ei tot. Da, am mai găsit pe site-ul ăsta Descoperă.ro, care îl urmăresc. O treabă interesantă. Sărăcia afectează ADN-ul și crește riscul de depresie. Ei s-au făcut o cercetare, specialiști englezi. Și au ajuns la concluzia asta. Eu merg puțin mai departe. Eu am făcut-o pe loc. La ăștia au găsit niște tineri și au testat în punctul ăsta de vedere. Pentru în momentul când tânărul ăsta îl are pe taică său, care și ăsta a trecut exact prin problema asta sărăciei, care îl are pe bunicul său, care și ăsta a trecut prin problema asta sărăciei, care îl are pe străbunicul său, care și ăsta a trecut prin problema asta sărăciei. Afecțiunea asta cred că devine extrem de pregnantă. Adică provine dintr-un neam care asta a fost standardul lor, sărăcia. Și cred că asta e explicație care nu se prea convine. În 47, o clasă socială a fost afectată foarte puternic. Adică li s-a luat tot. E vorba de mărșavi exploatatori. Culmea este că nu au intrat în depresie. Și au căutat să descurce mai departe. De ce? Păi ăștia părinților mâncaseră bine, bunicilor mâncaseră bine, străbunicilor mâncaseră bine și proveneau dintr-un niște neamuri sătule. Așa că au suportat-o. Pe undeva cred că de-aia sunt și eu așa de rezistent. Nu pot să spun că am făcut foame în copilărie. Dar am mâncat la arpacaș și la furci de ovăz de mei și pe nas. Însă părinții mei au mâncat bine. Bunicii mei au mâncat bine. Și de asta pe undeva sunt rezistent psihic și nu intru în depresie. E posibil să ajung și la asta, dar foarte dificil. Cred că nu s-a gândit multă lume la aspectul ăsta. Că acum de multe ori pe sticlă tot felul de situații din astea în care oamenii clachează.
dacă te uiți la ei, cam toți sunt de ăștia care sunt ștampilați de sărăcie în copilărie. Chit că acum ajung să învârtă milioanele așa cu roaba. Da, nu prea convine asta. Trec la body. Însemnarea asta e dedicată să fac necrologul la unei acțiuni, a unei acțiuni civice desfășurate de moi. Pe scurt, am sesizat într-o reclamă făcută de ING că femeile sunt discriminate. Era un clip acolo în care venea unul și cerea un credit, primea, bineînțeles, creditul cu brațele deschise și pe aia spune, zice, pot să vă invit la o cină romantică? Și aia, da, cum să? Și eu spuneam, domne, pe e nasol. Adică cum salariata devine bonus pentru o cină romantică la orice ciumpalac? E jignitor, insultător pentru femei. Ei, și am încercat să mă agit cu treaba asta. Inițial, chiar la asta, la ING, acolo am spus de problemă, doamna de salariată era așa de deșteaptă că după ce am vorbit eu o jumătate de oră, i-am dat link-ul, că ascultă cu coana. Îmi cere titrare, că ea n-a înțeles nimic. E, foarte bine. Mă duc la Consiliul Național a Combaterii Discriminării și mă agit și acolo. Inițial s-a agățat de mine și îmi spune, zice, domne, păi, n-ai fustă. Așa scrie aici, că tu trebuie să fii. Găsesc o lege de care ăștia nu știau și spun, domnule, te și fără fustă am dreptul să mă agit de treaba asta. Și atunci tipii îmi dau peste bot. Ne declinăm autoritatea. Intrați pe link-ul ăla, documentele, intenționat zic așa, ca în caragiale, și vedeți în partea stângă ultimul document care l-am trimis eu, un punct de vedere. Iar în partea dreaptă, pe 4 pagini, răspunsul lor. Pe scurt, eu spuneam, zic, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritatea de stat în domeniul discriminării. Deci în România nu există ceva mai sus în materie de discriminare. Și nu-i normal ca să îmi spui că declin competența în direcția unui RAC, organizație profesională, non-guvernamentală, non-profit, că joacă în alt film. Dacă căutați pe documentul din dreapta un răspuns la ce am spus eu, sau să infirme ce am spus eu, nu. Chiar mai zis eu că ei n-au voie să-și decline competența. Obligația ei lor e să cheme părțile, să le judece. Vă uitați în dreapta, au sesizat lucrul ăsta? Nu. Așa că, în concluzie, conform legii, la ora actuală, nu poți să ridici excepția de incompetență. A, ce trebuia să facă ei? Să-mi trimit asta. Unde trebuie să... Că, de exemplu, eu pot să trimit o petiție greșit. Și atunci obligația instituției care a primit petiția o trimea prin altă parte. Au făcut, dacă vă uitați în dreapta, așa ceva? Nu. Și am ajuns la concluzia că e chest plus. N-am ce face. Am dat un link mai jos, pe scurt, RAC. Cine este RAC? Am copiat-o statutul lor. Importante sunt primele două articole. Consiliul Român pentru Publicitate este o organizație profesională, non-guvernamentală, non-profit și independentă. Având ca scop dezvoltarea în România unei activități publice decente, corecte și legale. Frumos!
Și la articolul 2 ce spune? Urmează regimul juridic prevăzut ordonanța 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații. Deci s-au adunat 60 de inși și au făcut o asociație. Bun, și tu, instituția statului, tu mă trimezi la asociația asta ca să mă descurci ăla? Bine că nu m-au trimis la patru lăbuțe, aia care se ocupă de căței. Că și aia e o asociație. Pot să mai fac eu ceva? Legal? Nu. Între timp, e posibil și datorită influenței mele, măcănelii mele, ăștia de la ING au scos de pe post reclama asta, deci e rezolvată. Dar m-a deranjat modul ăsta, în care instituția noastră îți dă peste bord. E prima dată. Ăsta e modul standard. Da. Așa că linkul ăla de jos, ping-pong cu firme, am trecut și acolo toate astea. Cine are curiozitatea, le găsește. Ce am spus aici? Să uite așa, de toți pașii care am făcut eu, pot face din punct de vedere civic ceva în plus? Nu. Eu zic că e bine cât am putut face și atât. Moral, eu mă consider acoperit. Mai mult nu puteam. Tot jos acolo, gata, am terminat. E un necrolog ăsta. Am închis cazul. Am dat un link, o descoperit ăștia acum, un articol, Speed News, care, din care este că au alertat parchetul încă de acum 2 ani cu problema asta substanțelor aiurea. E un articol lung, în care tot așa rezultatul, îți dai seama cu instituție dacă are chef. Iar dacă, acum când e prins cu pantalonii pe vine, zic, băi, fraților, pe nu v-am zis că... Exact asta, la al treilea pol al democrației. Nu comentez. Poți să-i zgârzi pe ăștia? O soluție ar fi, nu știu pe unde dracu s-a întâmplat, ca să schimbe oamenii, au dat afară toți salariați. Dar trebuie dați afară toți salariații din justiție, toți salariații din parchete, toți salariații în toate organele astea statului. Bun, dar cine face după aia controlul la ce primește înapoi când îi angajezi? Că fără să vrei, ei tot nepătați, ca să-i pui să controleze pe aia care teoretic sunt nepătați. Nașpa situație. Eu gata. Mi-a pus pumnul în gură. Dar nu intru în depresie. De ce? Că părinții mei au mâncat bine. Rolul acestei însemnări, ca rolul la toate însemnările mele, e foarte conglis, e foarte bine punctat, domnul Delfin. Am deschis o ușă și astfel oricine poate să intre să meargă mai departe decât am reușit eu. Vă urez succes! Ăștia care sunteți puțin mai smuciți în privința asta, care nu mergeți pe ideea, las-o așa. Gata, am terminat luna, am fost vrednic. Ne mai auzim luna viitoare. Toate bune. Normal că sunt deranjat. Până la ora actuală eu nu am întâlnit un loc în care un funcționar public să gândească. Nicăieri nu scrie că interzis să gândești. Dar asta presupune ca tu să poți gândi. Ori peste tot unde am întâlnit funcționari publici, ăștia nu puteau gândi.
chestia aia care se zicea tot Toffler, analfabetul viitorului, știe să citească, dar nu înțelege ce citește. Uitați-vă aici la documentele astea. Puneți-le față în față. Au primit documentul, au semnat de confirmare că au primit documentul, dar nu înțeleg ce scrie în el. E jale, e bine că la mine, în apartamentul 14, nu se întâmplă așa ceva. Deci, nu pentru cei tineri care sunteți pe stradă și vă confruntați cu așa ceva. E milă de voi. Pa!